În ultima ședință ordinară de Consiliul Județean din 31 ianuarie, majoritatea PSD-PMP-ALDE avea să pregătească pașii mărunți, dar sigur făcuți în războiul declanșat de președintele Ionel Arsene în strategia sa de a pune mâna pe compania Apaserv, la mijloc fiind milioane și milioane de euro bani europeni care vor intra în județul Neamț pentru cel de-al doilea master plan de modernizare a rețelelor de apă și canalizare. Așa se face că în ședința Consiliului Județean din 31 ianuarie se prezenta un raport prin care îi se imputa directorului Cătălin Dughir un prezuntiv prejudiciu de 350.000 de lei, fiind notificat ca în termen de 5 zile să returneze companiei acești bani, din care 264.000 de lei reprezentau penalități de întârziere ce au fost puse la stația de epurare de la Roman, precum și plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație revocat de Consiliul Județean, dar singurul legal înscris la Registrul Comerțului. Cum Cătălin Dughir a atacat în instanță și acest document, s-a trecut la pasul următor, adică suspendarea sa din funcție și înlocuirea cu un director interimar, consilierul județean PSD de Viorel Marian. Cătălin Dughir a atras atenția în nenumărate rânduri privitor la strategia președintelui Ionel Arsene de a pune mâna pe Apaserv. În primul rând, niște modificări aberante. Ele vor practic să încep circuitul acel CA, Consiliul de Administrație, care a fost desemnat provizoriu prin hotărâri Consiliului Județean și care inclusiv Prefectura Neamț a recunoscut că acea hotărâre este abuzivă. Face în continuare propuneri de modificare a actului constitutiv, deși el nu este registrat la Registrul Comerțului acestea, deci nu este legal la ora aceasta, dar face o propunere de modificare a actului constitutiv către doar doi membri, doi consilieri județeni care sunt mandatați să fie în AGA la compania județeană Apaserv, nu a întregii adunări AGA, deci doi nu pot să fie dirigenți în întreaga AGA. Deci asta eu cred că e un abuz în funcție, nu primul și probabil nici ultimul din partea celor doi. Și mai departe ei propun că pentru avizare către ADI Aqua Neamț, modificări, v-a spus, practic pentru a legaliza ce au care a fost pus ilegal. Pentru că aceste modificări, una din ele este ca CIA-ul să poată să-și desfășoare activitatea fără să fie înregistrat la Registrul Comerțului. Și o altă modificare era că Consiliul Județean poate numi acei membri CIA, deși în actul constitutiv inițial, atributul de avizare a celor care sunt propuși pentru Consiliul de Administrație al companiei era al ADI Aqua Neamț. Mai mult de atâta, ADI Aqua Neamț avea dreptul de revocare a Consiliului de Administrație și nu Consiliul Județean. Și mai mult de atâta, au apărut modificări la legea 51, sunt promulgate de președintele țării, ele trebuie să apară în monitor oficial în care ADI este cel care are statut de autoritate tutelară. Deci, efectiv încălcări ale legislației fără nicio limită, nu se vrea decât să urmărește scopul politic. Faptul că li s-a trasat niște sarcini de către președintele Consiliului Județean, iar cei doi consilieri județeni, unul din ei care vrea să ajungă și deputat, execută fără să discute. Da, ce intenționați să faceți mai departe? Aștept să văd ce hotărâri s-au luat în ADI și, bineînțeles, voi merge în continuare pe acțiune în instanță, pentru că nu pot să accept ca un grup de interese din cadrul unui partid să-și facă de cap și să încerce să distrugă tot ce s-a muncit în compania județeană Apaserv din 2018. Costurile acestui nou război politic cu interese de partid și personale se face evident pe banii nemțenilor care au ajuns să consume cea mai scumpă apă din țară. Bătălia este crâncenă și se duce cu zeci de reclamații la Direcția Națională Anticorupție, unde Cătălin Dughir a reclamat ceea ce apreciază a fi nenumărate abuzuri ale președintelui Ionel Arsene și evident în instanță unde a atacat toate aceste decizii pe care le apreciază a fi ilegale și abuzive. În același timp, memorii peste memorii au plecat către președintele României și către guvernul României, în care Cătălin Dughir
Alghir vorbește despre interesele președintelui Arsene de a-l determina să schimbe documentele pentru licitație de așa manieră încât să se ajungă la ceea ce Consiliul Județean acest mandat a demonstrat cu prisosință că știe să facă, adică contracte cu dedicație din care grupurile de interese ce roiesc în jurul Consiliului Județean să primească miliarde de lei din banul public. Un exemplu elocvent este cel al afacerilor dubioase din jurul târgului de Crăciun, unde s-au sifonat bani publici către firmele de casă ale PSD. Toate aceste manevre politice se fac însă, din păcate, pe buzunarul din ce în ce mai slăit al contribuabilului nemțean.